5. Motor? E motor! Active! Bună să vă fie inima! Alexandra Căciun sunt și te afli pe canalul meu de YouTube în lucru, da? Deci să ne înțelegem că acest canal de YouTube este încă în lucru. Nu sunt convinsă neapărat că vreau să fac asta, dar prietenii mei m-au împins de la spate, așa că here we are, povestim astăzi mai degrabă despre branding decât de chestii de pamflet, cum mai găsiți și în alte videouri. Astăzi vreau să facem o analiză de brand. Este un brand care mie îmi place foarte mult. Mi-am adus aici găzda, nu? Vedeți? Știți cum erau reclamele alea în anii 90, când cumpărai produse la teleshopping or something și făceau alea așa? Texturi. Exact așa sunt și eu cu rucsacul ăsta. E un brand care mie îmi place foarte mult, îi zice Reigns și îmi place tocmai pentru că scrie numai aici brandul lui, în rest nu mai scrie nicăieri, ceea ce apreciez foarte mult. E un brand, cred că e suedez, nordic ceva, toate astea, Finest North. Și povestim astăzi despre cum și-au construit ei campania și cum arată social media și cum arată site-ul și lucruri de genul ăsta. O să facem împreună aici pe laptop o mică analiză. Trebuie să fac mențiunea că ăștia sunt un pic nebuni, iertați-mă, dar trebuie să o zic. Recent și-au făcut un soi de rebranding, n-am înțeles exact ce s-a întâmplat acum, acolo o să încercăm să înțelegem împreună. Au șters tot contul lor de Instagram și au refăcut de la zero. Da, deci oamenii sunt nebuni. Nu-mi dau seama care e strategia, sper să mă prind împreună cu voi, dar mi s-a părut așa o mișcare interesantă și de aici a venit ideea să facem acest video, să înțelegem un pic ce s-a întâmplat acolo și de ce au luat această decizie. So, ce intuiesc eu în prima fază este că au încercat să facă o ușoară repoziționare, sper că n-am spart nimic aici, au încercat să facă o repoziționare de la, nu știu, poate de la o nișă de produs la altă nișă de sau poate au simțit doar pur și simplu nevoia unui rebranding. Dar ce interesant este că eu nu văd o schimbare majoră la nivel de tonul fotografiilor, tonul produselor. Nu văd neapărat ceva extraordinar de, nu știu, de schimbat încât să fi meritat acest efort, dar o să vedeți că efectiv o șterg tot. So, hai să ne uităm pe contul lor de Instagram. Puteți observa că au un logo foarte minimalist și foarte curat. Mie îmi plac super mult genul ăsta de abordări, pentru că ce-i fain la astea este că poți să construiești un teritoriu vizual în jurul lui în care să vii cu super multă creativitate. Îți lasă libertate mare genul ăsta de logo. Și când mă refer la teritoriu vizual, mă refer la toate materialele pe lângă partea de logo, da? Deci mă refer la tot ce înseamnă, nu știu, unde pui logo pe un produs, unde pui logo pe o carte, sau unde, cum arată eticheta, cum arată afișul, cum arată toate materialele tale de comunicare. Servus, Milo! Hai să vedem. Pe controlul de Instagram, deci dacă dați scroll, uitați-vă, nu mai este nimic. Ei au, deci au 326.000 de followers, deci e clar că a existat o activitate acolo care au ajuns la 360.000 de followers. Și o să vedeți primele postări aici, că încep cu această texturare a noii identități. Ei au adăugat acest simbol, soarele ăsta, nici nu știu ce reprezintă, că nu prea am înțeles, ceea ce e o problemă de comunicare, by the way, că dacă n-am înțeles eu consumator, cine altcineva să înțeleagă. Dar e fain că au trecut acest nou simbol prin mai multe tipuri de texturi. Au trecut prin ciment, prin metal și cumva au luat utilizatorii pe drumul ăsta și le-au arătat, uite ce înseamnă să materialitatea acestui brand. Ceea ce e mișto, adică mi s-a părut foarte faină experiența, pentru că, stai să ne uităm în stories, le-au pus inclusiv în, uite, e un sun, e un soare. Vedeți că în stories ei au încercat să arate cum au făcut tehnic, au arătat foarte mult behind the scenes, ceea ce mi s-a părut foarte, foarte mișto, că ce grosime are, vedeți toate lucrurile din spatele acestor lucrări. Iar mi s-a părut foarte fain, dar ce mi se pare că a lipsit, că eu am urmărit tot procesul ăsta când s-a întâmplat, a lipsit mult parte de contextualizare. E foarte important pentru consumatorii noștri când facem schimbări de genul ăsta, să-i facem să înțeleagă de ce facem asta și care e contextul și care e povestea, ce exprimă acest soare, de ce facem acest soare. Nu știu, ăsta, chiar n-am făcut research pentru că mi s-a părut important să dăm așa un feedback la rece despre ce se întâmplă. Probabil că dacă aș face mai mult deep dive-in, am ajunge la o variantă și am înțelege de ce.
Dar pe de altă parte, consumatorul, ca specialist de branding, e ok să fac asta și să înțeleg și după aia să mi se lege, dar pentru consumator, eu privesc acum din perspectiva unui consumator, la fel cum poate alți oameni critică munca mea din perspectiva de consumator și dacă eu nu înțeleg din perspectiva de consumator, atunci we have a problem, avem o problemă de comunicare a brandului. Și ăsta e și motivul pentru care am vrut să povestim despre el, că mi s-a părut fascinant modul în care au ales ei să pună în scenă acest rebranding și modul în care au ales ei să comunice. Din nou, fără texte, fără prea multe, nu știu, prea multe artificii, mi se pare că tone of voice-ul lor e foarte rigid, așa transmit ideea asta de rigiditate. Vedeți că au pus reinterpretarea în pictură, interpretarea în diverse texturi a acestui soare, ceea ce e mișto, îmi place super mult, dar apoi n-au mai dat niciun fel de context, adică n-au zis, astea două linii de Instagram în care am văzut textualizarea acestui simbol, dar după aia n-am înțeles de ce s-au dus la Paris cu mașina aia, de ce au făcut video-ul ăla, înțeleg că a fost o, văd eu aici, o prezentare de modă, e ușor confuz pentru mine, consumatorul, să înțeleg ce s-a întâmplat acolo. Bine, la nivel de fotografie, de produs, n-avem ce comenta, adică oamenii sunt șmecheri, produsele sunt faine, îmi place tone of voice, îmi plac fotografiile lor, brilliant, n-ai ce să reproșez la chestia asta, dar mă leg și eu de ce pot, nu, acum mă leg că mă enerva cu chestia asta pentru că eu sunt super mare fan și mă deranjează că n-am înțeles ce au vrut să facă. Poate mi-e explică cineva care mă urmărește aici, poate lucrează la ei, ce fain ar fi. Ar fi foarte mișto asta. Bun, hai să ne uităm pe site-ul lor, să vedem, poate înțelegem ceva din site. Site-ul nu mai bage în comentarii, mișto făcut, e fain cum merge video ăsta aici, îmi place foarte mult structura, îmi place fontul, e vizibil ce se întâmplă, fotografiile suț, din punctul meu de vedere, poate greșesc, s-ar putea să greșesc, dar de puține ori greșesc eu. Îmi place stilul ăsta de fotografie de stradă a lor, modul în care sunt prezentate produsele, au atitudine, au tone of voice, au flair, au carismă. E un brand care comunică foarte mișto pe zona de fotografie, dar din nou nu înțeleg care e faza cu soarele, pentru că vedeți pe homepage nu este absolut nimic despre subiect. Ia să ne scrie ceva? Nu, nici meniu, nimic. Numai produsele, deci nimic despre soarele alea. So, nu ne-am lămurit nici de pe site, ia să vedem în campanii. Aici ar trebui să fie, stai. Spring, summer 2022. Noi ce suntem? Nu, că e mai târziu, s-a întâmplat în iarnă chestia asta, deci nu e spring, summer. Dar vedeți ce frumos comunică video-ul astea, ce frumos integrate în site, ce mișto arată texturile, cadrele alea foarte... când se arată textura materialului, să vezi un pic cum se simte, pentru că ei au revoluționat ceva material din ăsta de protecție contra ploii, naiba știe, mă exprim prost, dar ce-mi place cum creează oamenii ăștia, mi-ar plăcea să văd mai multe din astea în România. Bun, so, de pe site din campanii nu ne lămurim, stai să vedem. Work gear, nu mă prind, deci nu e aici. I'm sorry, nu este. Hai să ne uităm pe Facebook. Poate ne lămurim de pe Facebook. Ia să vedem, pagina lor de Facebook. Ia, ce frumos, uite fotografiile astea de street style. I love them. Și outfit-urile cum le-au făcut. Oh my god, asta e în chiloți. Wow, ce hot e tipul ăsta. Foarte cool. No, al lui Alexandra Avram de la Ignite Your Style, sigur i-ar plăcea chestia asta. So, nu înțelegem nici de aici care a fost faza cu soarele. Foarte frumoase pozele. Oh my god, ce-mi place cu pozele ăștia. Deci, vedeți ce înseamnă un art direct foarte bun. E clar, în spatele acestui brand există un om care înțelege foarte bine ce tonalitate trebuie să aibă, care sunt culorile specifice acestui brand, ce fel de teritoriu vizual trebuie să aibă. E mai degrabă un brand compus din fotografie decât un brand compus din teritoriu vizual de brand. Adică nu are ilustrații, nu are accesorii din astea artificiale, ci mai degrabă e doar fotografia de produs care dă atmosfera brandului. Și aici e important să fie un DOP, cred că zice la ăsta Ioana, un DOP care să care să țină mereu pe toate campaniile aceeași linie, ca tu din exterior, eu când văd o fotografie într-o revistă, să recunosc că e vorba despre Reigns, fără să
trebuiască să fie logo-ul pus acolo. Aici, de fapt, e esența în branding. Să poți să recunoști despre ce e brandul ăla fără să fie scris Reigns sau și ăsta. Recunoști că e Reigns din material, știi că e materialul ăsta super special, îl recunoști din compoziție, genul ăsta de formă dreptunghiulară, bine, mai au și altele, dar ăsta e cumva semnătura lor și e fain când reușești prin branding și prin lucrul ăsta de echipă între DOP, între brand manager, între social media manager, când reușești să conturești și să faci așa un cerc foarte rotund în care toate se leagă și se potrivesc. Mai puțin soarele, nu știm ce facem cu soarele ăsta. Tecma, mai uit, ne mai uităm un pic. So, chestia asta cu Parisul, nici asta nu prea am înțeles-o, dar deduc că e acea prezentare de modă. No, stai, că este ceva text aici. The new logo marked expression line before a pictorial and abstract, the shape, vedeți ce scrie aici? The shape is solid, nu știu ce. Na, deci zice cumva despre ce îi, că îi nu știu ce, dar nu zice ce legătură are cu brandul. Ok, de ce ai adăugat simbolul ăsta și de ce mi l-ai pus mie în față? În branding n-ai voie să n-ai nimic fără explicație. Adică dacă pun cana asta într-un shooting, trebuie să am o explicație de ce e textura asta, de ce e forma asta, ce e în interior și de ce e în interior e relevant pentru brandul meu. So, ce încerc eu să subliniez aici este că oamenii ăștia n-au explicat suficient de bine de ce soarele ăsta e relevant pentru brand. Poate că, dacă stau să mă gândesc, nu știu, filozofic, ei fiind din nord, pentru ei poate soarele e important, ar putea să fi mers pe o linie din asta de comunicare și să explice că, uite, e important pentru noi și vrem, de asta vrem să-l integrăm. Adică îmi lipsește contextualizarea, îmi lipsește să-mi explice cineva, să-mi dea un spațiu din care să înțeleg de ce au adăugat chestia asta. So, în rest, brandul foarte cool, tot respectul pentru produse, tot respectul pentru teritoriu vizual, pentru fotografie, pentru videourile, modul în care au făcut videourile, atât că pentru mine a fost foarte ciudat această chestie cu soarele. Hai să ne uităm și pe contul lor de Pinterest, ca să le bifăm pe toate. Eu foarte rar am văzut branduri care au conturi de Pinterest și mi se pare foarte tare că au. Wow, ce frumos sunt făcute! Cu videouri, cu nu știu ce. Vedeți ce înseamnă coerența unui brand? Deci faptul că toate sunt... Cineva a fost atent să pună personajul tot timpul pe aceeași linie sau pe o linie coerentă și să dea aceeași atmosferă. Deci te uiți peste toate fotografiile astea și înțelegi că e același limbaj vizual. Foarte, foarte tare. A, și shooting-ul ăsta cu panoul ăsta alb în față, iar îi țuții ce trebuie. Foarte frumos. Uite, tonul voice-ul ăsta. Love it. Dar eu ce aș corecta ar fi chestia asta de teritoriu de brand, as in branding, as in, nu știu, niște linii, poate soarele ăsta adăugat, suprapus cumva, sau să meargă dintr-un colț. Aș integra cumva soarele ăsta în treaba asta de comunicare pentru ei. Despre contul de LinkedIn. Uite, mă, că au și LinkedIn, ce mișto. Uite, și pun videouri și au interacțiune. Pretty cool. Foarte puține branduri înțeleg ce să facă pe LinkedIn. Sincer, nici eu nu înțeleg de multe ori. Se potrivește pentru un anumit tip de branduri, dar văd că ei inclusiv postează pentru publicul larg. Majoritatea folosesc LinkedIn-ul pentru partea de HR, dar ei pare că vor să comunice inclusiv parte de branding acolo, ceea ce e foarte cool. Uite, acum 5 zile au postat. Cool! So, concluzii. Mișto brandul, foarte cool, I love it. O să continui să le cumpăr ghiozdanele. Sper să înțeleg, poate mi-explică careva care e faza cu soarele. N-aș risca asta pentru un brand din România, să șterg tot contentul și să pun de la zero. Doar dacă i-aș face un context și aș explica de ce aș face chestia asta. În rest, cred că putem învăța de la acești oameni partea de fotografie, putem învăța griduri, da? Cum și-au structurat gridul de pe Instagram și, în general, așa cum sunt așezate lucrurile în fotografie. Și cred că putem să învățăm din minimalismul ăsta al logo-ului, că mi se pare că noi am luat-o prea pe val cu logo-urile astea foarte decorative. So, this is it. Sper că v-a plăcut analiza mea a Reigns și să ne vedem cu bine de zile viitoare. Ciao, ciao!